Carambol rutier în această dimineață la ora 6.40 la ieșire din orașul Ovidiu. O mașină s-a răsturnat și a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru extragerea pasagerilor din interiorul ei. La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvatori de la ISU Constanța și Serviciul Județean de Ambulanță. Au fost găsite acolo șase persoane conștiente și cooperante care au refuzat însă transportul la spital. Polițiștii de la Serviciul Rutier au început cercetările pentru a afla cum s-a petrecut accidentul.